V-ați așteptat la așa ceva? Nu. Ați mai avut parte de surprize? Nu. Ați vorbit cu dumneavoastră astăzi? Da. Vreun indiciu ați primit? Nu. Nimic. V-am bucurat? Foarte. Foarte. La mulți ani și felicitări încă o dată. Suntem în orașul Cantemir și pentru că doamna Lidia împlinește frumoasa vârstă, minunata vârstă de 43 de ani, am pregătit flori, torturi, multe fructe, urări de bine vorbe alese pentru dumneavoastră. Dragă sora mea, mulțumesc lumăicuța, lai la lai lai la, căci o lăsat lângă mine, să nu fiu singură în lume, lai la lai lai la. Soră lângă soră, nici de când ne știm, pe cum trece vremea, mai mult ne iubim. Soră lângă soră, așa-o fi. Poate răspunde. Hour later. Bună seara! Opa! Opa! Bună seara! Ne permiteți să intrăm la dumneavoastră? Da! Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că v-am găsit acasă, așa, cu zâmbetul pe față, sănătoasă, voioasă. Da. Ne scuzați pentru deranj, de obicei. Deranjăm plăcut oamenii și le lăsăm doar impresii frumoase. Să știți că noi suntem o echipă de surprize care a fost trimisă la dumneavoastră, pentru că astăzi, în această casă, în acest apartament, v-ați adunat mai multe persoane din cauza unui motiv important. Și anume, ziua de naștere a unei doamne pe nume Lidia Lida. Așa că noi, dar și toți cei prezenți, vă cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Astăzi, doamna Lidia, ați mai pășit pe o scară. În buchetul dumneavoastră s-a mai adăugat un trandafir, o crizantemă, o lalea, cum doriți, așa îi spuneți. Cert este că ați avansat în vârstă și astăzi ați împlinit, ne spune chiar tortul, 43 de ani. Așa că vă dorim la mulți ani sănătoși, frumoși, fericiți și absolut toți sănătoși. Mulțumesc. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulțumesc. Și pe lângă vorbe alese, astăzi pentru dumneavoastră avem evident și câteva cadouri, printre care se numără chiar acest tort, personalizat, delicios, pentru că dumneavoastră sunteți dulce. Arătos, pentru că dumneavoastră sunteți frumoasă și meritați ce? Aplauze de la cei prezenți. La mulți ani! La multă sănătate! Doamna Lidia, așteptați o clipă, tot este pentru dumneavoastră. Mai întâi dorim să vă spunem următoarele lucruri. Să fiți iubită și să iubiți. Să zâmbiți și să primiți zâmbete. Vă dorim ca viața să vă ofere doar fericire, iar soarta, multe momente unice și motive de a zâmbi la fiecare pas. La mulți ani încă o dată! Mulțumesc! Iar acest buchet pe care ați dorit din prima să-l luați în brațe este pentru dumneavoastră, este parfumat, este frumos, este atrăgător, ca și doamna care îl ține acum în brațe. Mulțumesc! Noi vă dorim ca în inima dumneavoastră să înflorească o grădină a iubirii, să găsiți iubirea, să apucați de mână fericirea, să aveți parte de multă sănătate, de o mare de realizări frumoase. Și dacă vorbeam de sănătate, cu ce oare se poate asocia sănătatea, dacă nu cu vitamine? Cu vitaminele. Așa că ceea ce vedeți acum, ceea ce ținem în brațe, este cam greluț, dar sunt pentru dumneavoastră. Iată așa, la mulți ani încă o dată. Doamna Lidia, răspundeți-ne, vă rog frumos, la o întrebare. Este ziua dumneavoastră de naștere. Astăzi vă puneți dorințe și ar trebui să se îndeplinească. La ce visați? Ce doriți? Care este cea mai mare aspirație a dumneavoastră? Sănătate și cu familia împreună. Sănătate și cu familia împreună. Și dacă ați pomenit de familie, sunteți norocoasă, sunteți fericită pentru că câțiva membri, sau poate unul, poate doi, nu vă spunem încă cât se află în spatele surprizei, cert este că cineva astăzi s-a gândit la dumneavoastră, nu v-a uitat, vă poartă în gândul și inima ei și a decis să vă felicite în asemenea mod. Să vă dorească un zâmbet, ia zâmbiți, când zâmbiți parcă nici nu îmbătrâniți, când iubiți de asemenea. Sperăm că v-am dăruit un moment unic care o să fie adăugat la valiza amintirilor.
Iar pe lângă vorbe alese, pe lângă cadouri, pe lângă emoții, sentimente, avem și un mesaj de felicitare din partea acelei persoane care poartă numele Valentina. Valentina. Bine, Valentina, o variantă de răspuns. Cine credeți că va pregăti surpriza în afară de Valentina? Adriana, nu? Andreana? Poate Andreana? Hai, două variante de răspuns. Continuăm cu... Nu știți. Dar dacă vă mai gândiți? Agafia. Agafia? Haideți că o să începem cu indiciile. Aveți câteva persoane alături, dar cineva vă lipsește. Ține la dumneavoastră. Este în străinătate, la mii de kilometri distanță, însă aproape sufletește. Dați din cap, dar totuși, pe lângă Agafia, Andriana și Valentina, ați scăpat pe cineva din vedere? Străinătate, Natalia. Natalia. Străinătate, sunt mulți care. Așa, enumerați-i absolut pe toți, poate noi vă spunem când e cald răspunsul. Petrea și Maria. Și Petrea și Maria. Frații. Și încă? Nu vă mai ținem în suspans, știm că stați pe gânduri, stați ca pe ace. Doamna Lidia. La mulți ani, scumpă, fină și soră de pe mamă. Îți doresc să primești astăzi cadourile mult așteptate, buchete din florile preferate și complimente pe care meriți să le auzi în fiecare zi. În casa ta să fie confort, bunăstare, înțelegere și doar fericire. La mulți ani, bucuroși, norocoși, dragă mea! Cu dragoste, Galina. Galina, Agafia. Iată că ați aflat din partea cui vine surpriza. Toate aceste daruri și urări frumoase de bine vin din partea doamnei Agafia, din partea doamnei Galia, Galina, cum doriți așa îi spuneți. Vine eu să privească acest videoclip. A depus mult suflet, multă străduință, dragoste în acest gest și așteaptă mulțumirile dumneavoastră. Mulțumim frumos și sănătoți și când ați fi acasă de acum. Compensați toate momentele pe care nu le-ați petrecut împreună. Acesta vă aparține. V-ați așteptat la așa ceva? Nu. Ați mai avut parte de surprize? Nu. Ați vorbit cu dumneavoastră ei astăzi? Da. Vreun indiciu ați primit? Nu. Nimic. V-am bucurat? Foarte. Foarte. La mulți ani și felicitări încă o dată. Soră dragă, sora mea, mulțumesc lumăicuța, lai la lai lai la, căci o lăsat lângă mine, să nu fiu singură în lume, lai la lai lai la. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.